Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru luna octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Acolo vorbim despre dragoste, avem multe de discutat, vorbim despre cei singuri, cei aflați într-o relație, despre bani, despre carieră, muncă, despre viața ta în general, apoi îți oferi zile bune, zile mai puțin bune și tot acolo în comunitate vom clarifica toate cărțile de tarot, luăm și un mesaj din partea îngerilor romantici, iar în final vedem surpriza pentru tine. Bun, dragi balanțe, în primul rând vă spun la mulți ani, dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în octombrie, este o lună superbă. O lună în care există foarte mare activitate în zodia voastră, sunteți în centrul atenției. Mai mult decât atât, avem o eclipsă de soare în semnul vostru. A doua eclipsă, care este parțială de lună, este pe o casă a transformărilor. Deci, dragi balanțe, o lună octombrie foarte intensă, foarte profundă pentru cei mai mulți dintre voi. Da? Vreau să menționez faptul că în această lună octombrie, începând cu 9 octombrie, ești protejat, ești foarte bine susținut. Ideea este să nu insiști pe absolut nimic. Da? Vei trece printr-o perioadă așa de schimbări, de transformări, unii cu siguranță veți da dovadă de foarte mult mister în luna octombrie, veți fi mai secretoși, mai misterioși, vă crește intuiția foarte mult. Însă este important să luați decizii cu sufletul în luna octombrie. Este foarte mare activitate în zodia voastră. Da? Veți lua atitudine în această lună și veți rezolva niște chestiuni foarte importante, dar cumva pe ultima sută de metri, ultima strigare. Da? Legate de casă, de familie, legate de viața privată. Voi luați atitudine în această lună și rezolvați niște chestiuni extrem de importante, privind în mod special relațiile cu ceilalți. Pentru că da, acolo e nevoie, dragi balanțe, să luați o decizie. Știți cum? Poate să fie și un moment așa de terminus, adică să fie pe ultima sută de metri, da? Cum am zis, ultima strigare. Pentru că da, voi aveți obiceiul să încercați să-i mulțumiți pe toți, da? Să vreți voi să fie liniște, toată lumea să fie împăcată, să fie armonie, da, așa este, însă de cel mai multe ori, da, vă treziți printr-o situație în care toată lumea e în capul vostru și spune, bă, da, nu mai mulțumi nici pe mine, nici pe ăla, nici pe ălalt, da? E nevoie cumva să luați niște decizii, da? Eclipsa aceasta de soare care se produce în zodia voastră vă ajută foarte mult să vă exprimați, să comunicați, vă ajută foarte mult să luați decizii conform plăcerilor voastre și asta e absolut fantastic. Vedeți că na, este ca un fel de resetare pentru voi. Lilith intră pe ultima casă astrologică, începând cu luna octombrie, chiar de pe 3 și stă acolo vreo 9 luni de zile. Timp în care vă mai apasă niște butoane și vă arată că e nevoie să vedeți ce frici aveți, ce demoni aveți în interior, ca să-i scoateți, să dați față în față și să vă eliberați. Este adevărat că vă crește intuiția, însă v-aș recomanda, dragi balanțe, timp de 9 luni de zile să fiți foarte atenți pe tot ce ține de partea practică a lucrurilor. Adică nu o să mai meargă cu amânări, nu o să mai meargă cu lucruri care știu eu, voi le puteți amâna, da? Vi se cere să acționați și de asemenea tot în luna octombrie v-aș recomanda o mai mare atenție pe tot ce ține de sănătate și pe tot ce ține de muncă. Bun, spre final de octombrie se activează și casa banilor, da? O să discutăm și acolo. Adică îți vin bani, dai bani, însă repet, pe final de octombrie tu reușești să închizi ceva care te deranja extrem de mult, reușești să ieși dintr-o situație foarte tensionată, care atenție ține și de viața privată. Da? Bun, hai să vedem, dragi balanțe, acum arhanghelii ce zic, ia să vedem noi despre ce e vorba. Hai să vedem, dragi balanțe, ce zic arhanghelii, hai că e o lună intensă, mai ales, știu eu,
balanțele care sunteți născuți pe la mijlocul lunii octombrie, dar înainte, după zona aia, vedeți că voi să simțiți foarte intens această eclipsă, foarte intens. Și încercați să nu exagerați cu absolut nimic în luna octombrie, adică vă puteți face curățenie, poftim. Dar e un moment bun de făcut curățenie la prieteni, la oameni, în general, în jurul vostru. Da? O să v-am zis, deci spre mijlocul lunii octombrie, voi pur și simplu răbufniți. Da? Răbufniți în legătură cu o situație. Nu mai merg așa cu voi lucrurile, una cu două. Și avem revelarea lui Dumnezeu în universul ființei umane. Numerele importante: 4, 2, 6, 42. Culorile importante: mov, roz, auriu, non-culoarea alb, deci puritate. Tu în luna octombrie vei descoperi ceva anume. Și în general, dragi balanțe, pe la începutul lunii octombrie sau pe la, da, în prima parte a lunii octombrie, puțină atenție pe tot ce ține de relația cu femeile. Da? Arhanghelul Metatron este cel care îți transmite un dar, o ghidare. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu. Te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru tine în luna octombrie, vezi că e foarte importantă credința, da? E foarte importantă relația cu spiritualitatea, e foarte important să mai stai puțin singur și să iei decizii pentru sufletul tău, nu raportat la ceilalți, da? Nu raportat la ceilalți, repet. Da? Începutul lunii octombrie poate să vină cu niște decizii importante pe care tu le iei privind viitorul unei relații, doar că vezi tu, sau unii poate cunoașteți pe cineva. Ideea este că începând cu luna octombrie sau cu începutul lunii, pentru voi se rezolvă multe chestiuni legate de zona aceasta, însă e important să aveți credință, da? Că uneori nebănuite sunt căile Domnului. Partea spirituală a lucrurilor, să știți că vă ajută foarte, foarte mult. Hai să vedem, dragi balanțe, ce zic eroii ăștia din tarotul mitologic. Da, și pentru unii poate să fie o lună octombrie cu cheltuieli, dar nu într-un sens negativ, e ca și cum investești în ceva, iar pentru alții vedeți că, repet, e o lună octombrie foarte bună să vă faceți curății. Hai să vedem, dragi balanțe, ce trebuie să știți voi. Hai că nu mai vrea pachetul să se amestece, ci te blocaje ceva. Steaua, wow, da, steaua este energia generală, să știți, pentru octombrie, steaua și cu puterea. Este o lună în care și voi se pare că veți simți foarte intens acel thriller pentru anul viitor. 8 de monede, turnul. Oh, bun, dragi balanțe, v-ați pornit aici așa deodată să construiți ceva. Da? S-a întâmplat ceva, ceva n-a funcționat sau ceva nu funcționează și voi enervați și spuneți, bă, gata, am apucat de treabă. Acționez. Pentru unii, vedeți că dacă tot ați amânat sau, știu eu, din diferite motive n-ați reușit să vă rezolvați anumite situații din viața voastră, vedeți că în luna octombrie sunteți așa împinși de la spate. Steaua, prima carte, care este o arcană majoră, o conexiune aici cu zodia vărsător pentru unii dintre voi, steaua vorbește despre autenticitate, dar și despre faptul că apare acea lumină de la capătul tunelului privind o poveste de iubire, privind o relație de prietenie, o colaborare. Relația cu prietenii în general vorbind. Ce văd aici este foarte multă sinceritate, dar și foarte multă hotărâre din partea ta. Foarte multă hotărâre. Regina de cupe la baza manifestărilor tale. O conexiune aici cu o zodie de apă pentru unii, rac, scorpion sau pești. Însă este o lună octombrie în care tu ai o intuiție foarte bună, dai dovadă de sensibilitate și este cineva care are o influență mare asupra ta. Că e o prietenă, că e o persoană mai intuitivă, alții poate, cine știe, vreți să vă rezolvați o problemă de sănătate sau poate mama sau o femeie foarte apropiată sufletului vostru are un rol foarte important în luna octombrie. Da? Vă ghidează, vă ajută. Dar unii veți rămâne mirați cât de spiritual sunteți, cât de sensibili.
În inima ta, 10 de cupe, foarte frumos. Deci, în inima ta tu ai aici un ideal, îți dorești foarte mult o familie, îți dorești stabilitate. Unii aveți așa un mod de a vedea viața, știți cum? Viața în roz. Viața în roz. Aveți un ideal aici, vă doriți ceva foarte mult și se pare că luați tot felul de decizii importante din acest punct de vedere. Emoțional, eu vă văd foarte bine în luna octombrie. Foarte bine vă văd. Luptați pentru un ideal, o prietenie, o întâlnire cu niște prieteni, o petrecere, știu eu. Asul de spade în mintea ta, deci tu iei o decizie importantă în luna octombrie, afli un adevăr, se clarifică o situație, vrei să-ți faci dreptate. Știi cum, e o, cum să spun eu, e o atracție, e o chimie, e ceva acolo care, știți cum, care poate fi foarte greu de controlat, foarte greu de controlat, dar e de bine, e de bine pentru voi. Spuneți, băi, gata, vreau curățenie, vreau ordine și disciplină în viața mea. Avem aici valetul de cupe în exterior, ceea ce înseamnă o conexiune cu o persoană mai tânără sau o conexiune cu o persoană ceva mai narcisistă în unele cazuri, dar văd aici clar pentru unii că în luna octombrie, unii, e ca și cum aveți legătură cu un copil sau cu persoane tinere, persoane inocente, sincere. Dar văd și o nouă etapă prin care cineva trece. Trei de spade. Foarte ciudat. Trei de spade aici spune despre o persoană care se simte dezamăgită, se simte trădată. Poate din punct de vedere personal, da, un prieten sau cineva din jurul tău trece printr-o perioadă ciudată, printr-o perioadă intensă. Apoi avem Marele Preot, da, o conexiune cu Zodia Taur, dar este și o lună octombrie în care cineva se gândește la o relație serioasă alături de tine. Da? Sau este o lună octombrie în care poți să semnezi un contract sau poți să finalizezi ceva, poți să iei o decizie importantă. Și tot Marele Preot, să știi că înseamnă și o persoană care te poate învăța ceva, e ca un profesor, ca un mentor sau e o persoană pe care pur și simplu tu o respecti. Și aici poate să fie și un prieten și un coleg și persoana iubită. Balanțele singure, vedeți că sunt șanse să apară cineva în viața voastră și vedeți că luați niște decizii extrem de radicale. Extrem de radicale. Aveți o intuiție foarte bună și e ceva acolo care vă stârnește pe voi să acționați. V-am zis, e o energie pe care nu s-o puteți explica, dar e de bine. Da? Sunteți împinși de la spate. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru luna octombrie. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile și dacă știi ascendentul, cu siguranță sunt ca niște analize personalizate. De asemenea, tot acolo vedem despre dragoste, ce se întâmplă, că se întâmplă lucruri, da, în dragoste, pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație și tot acolo discutăm despre bani, despre carieră, despre ce ne mai interesează pe noi, că mai sunt evenimente despre care trebuie să discutăm și alea sunt ori pe dragoste, ori pe carieră, ori pe ambele, discutăm, mai ales eclipsele astea sunt ciudate, nu negative, dar ciudate. Clarificăm cărțile de tarot, îți zic zile bune, zile mai puțin bune, îți spun și un sfat din partea îngerilor romantici și în final vedem surpriza în luna octombrie. Și de asemenea vă reamintesc și de previziunile zilnice pe zodii, dacă sunteți interesați, vă aștept cu drag și acolo, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o lună octombrie cât mai frumoasă, cu multe eliberări.